Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase, conform unui raport dat publicității. 500 de biserici și situri religioase ucrainene au fost avariate de armata rusă de la începutul războiului din Ucraina. Care sunt confesiunile religioase afectate? Vă spunem peste câteva momente. Avem mai multe subiecte și știri din lumea religioasă astăzi. Rămâneți cu noi, începem! Reprezentanții marilor comunități religioase din Spania s-au unit în lupta lor pentru dreptul la viață și demnitatea oamenilor. Romano-catolicii, credincioși și ortodoxi, evanghelici și musulmani au publicat o declarație interconfesională. Ce cuprinde această declarație și ce însemnătate are ea în plan religios? Vă spunem chiar acum. Pastorul Cristian Dobra din Spania este conectat prin Skype cu noi. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-a regăsit! Ce conține această declarație, iată, semnată de reprezentanții marilor comunități religioase din Spania, cu privire, desigur, la dreptul la viață și demnitate? Da, săptămâna trecută s-a semnat o declarație a principalelor organizații religioase din Spania, exceptând comunitatea evreiască, care nu a vrut să se sumeze la această inițiativă, declarație prin care își exprimă preocuparea pentru direcția în care merg legile din ultimii ani, ultimile zeci de ani în Spania și care fac ca viața umană să rămână neprotejată, este ceea ce spun ei, legislând împotriva principiilor Creatorului și, de asemenea, împotriva cel mai fundamental drept al omului, care este dreptul la viață. Ei cer eruriașilor și populației în general să reflexioneze mai mult, să se gândească mai mult la această temă și să nu se lase dus doar de curentul social și să considere, bun, orice este nou, să se gândească mai mult, să vedem cum putem să lucrăm împreună pentru a proteja viața umană, care este darul cel mai important pe care ni l-a oferit Dumnezeu nou. Cam aceasta este declarația. Nu este o declarație în care să spună cu tare partid este rău sau cu tare lege este rea, ci pe fundalul aprobării acestei legi, care de fapt nu este dată acum. Legea a fost semnată acum 13 ani, dar s-a inițiat un recurs la Tribunalul Constituțional susținând că nu este constituțională pentru că această lege elimina obligatorietatea informării femeii care vrea să avorteze asupra măsurilor de protecție ale maternității. Era o prevedere a legii prin care femeia, înainte să avorteze, era informată dacă se hotărăște să nu avorteze, ce avantaje legale are și ce îi se oferă, și de asemenea se lăsau 3 zile de gândire înainte să producă avortul. Aceste lucruri sunt scoase din lege, de pentru care Partidul Popular a pus un recurs care a stat 13 ani la Tribunalul Constituțional până când acum a fost în sfârșit deblocată și s-a aprobat. Și în acest context vine declarația principalelor lideri religioși din Spania. Așa cum spuneam, între ei sunt romano-catolici, credincioși ortodoxi, evanghelici, musulmani, toți au semnat această declarație interconfesională. Ce însemnătate are în plan religios această acțiune comună? Da, un lucru interesant este că din partea bisericilor ortodoxe
Avem un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse, al Patriarhatului de la Moscova, al Bisericii Ortodoxe Române și al Bisericii Ortodoxe al Patriarhatului Ecumenic. De asemenea, spuneam Comunitatea Islamică, excepție făcând Comunitatea Evreiască. Un lucru foarte interesant de observat este că toate formațiile religioase care au semnat acest document au la bază ideea nemuririi sufletului. Pentru că observăm atât în lumea politică cât și în lumea religioasă de multe ori un dublu discurs în care se vorbește împotriva avortului considerând că sufletul intră în făt, nu știu, fiecare formație religioasă la o anumită vârstă. Dar ce observ eu este că sunt puține eforturi pentru a susține și a proteja eforturile mamelor singure, care rămân singure, de a crește copiii. Și de aici deducem că este o chestiune ideologică și de doctrină. Nu? Pentru că vedem că toate formațiile religioase semnatare cred în nemurirea sufletului. Comunitatea evrească, în care nu există un consens cu privire la nemurirea sufletului, a preferat să, de fapt a refuzat, a fost invitată și a refuzat să participe la semnarea acestui document. Este o luptă de mai mult timp, de mai multe zeci de ani în această privință, în primul rând cu avortul și în al doilea rând cu eutanasia. Pentru că legea actuală acordă posibilitatea persoanelor să ceară eutanasiere, adică să ceară să se administreze un medicament care să facă să înceteze din viață. Iarăși, este o problemă cu doctrina majorității bisericilor care consideră că dacă cineva alege sinuciderea, este un păcat de moarte și este exclus din cer. Deci, vedem că există o ideologie comună care unește aceste biserici și în lupta lor împotriva ultimelor legi. Înțelegem că prin declarația interconfesională pro-viață, semnatarii declarației cer cumva credincioșilor și grupurilor politice să se gândească asupra aprobării acestei legi. Totuși, de ce bisericile nu pot susține avortul și eutanasierea? În primul rând, promotorul, motorul acestei inițiative este Biserica Catolică. Și în doctrina Bisericii Catolice, doctrina nemuririi sufletului, legile împotriva mediilor anticonceptive, sunt bine cunoscute și au fost programate timp de secole. De asemenea, ideea de păcat de moarte, care este sinuciderea, este foarte prezentă în doctrina catolică. Este Biserica Catolică, de fapt, cea care promovează și face cele mai mari presiuni asupra guvernului și asupra opoziției. Un lucru foarte interesant este că opoziția care a depus recursul împotriva acestei legi, acum când a fost aprobată legea, au salutat-o ca fiind un pas natural în mersul lucrurilor. Vedem că biserica își pierde până și influența pe care o are asupra partidelor de dreapta, asupra cărora a avut influență în mod tradițional. Drept pentru care face eforturi susținute pentru a proteja ceea ce ei au susținut până acum. Nu neapărat, cum spuneam înainte, situația copiilor în orfelinate sau a mamelor singure, ci aceste probleme legate de doctrina Bisericii Catolice, care a invitat celelalte biserici și s-au sumat la această inițiativă. Cristian Dobra, mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult! Mare plăcere, la revedere! La revedere aici în studio. Se află și comentează știrile acestei ediții pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la lumea religioasă. Bine v-am regăsit. Așadar, de ce bisericile nu pot susține avortul și eutanasierea? Pentru că, până la urmă, este vorba de viață. Și dacă ne uităm în mesajul biblic, vom înțelege că viața poate să o dea unul singur. Și acesta este Dumnezeu.
Eu nu pot să hotărăsc în dreptul altcuiva. Însă acele valori care ne-au fost date și care sunt unice și pe care noi nu le putem produce, nu le putem manevra după cum vrem, acele valori ar trebui să le lăsăm în seama lui Dumnezeu. Bineînțeles că este o discuție extrem de largă pe subiectul acesta și este un subiect extrem de sensibil, dar în același timp, dacă ne uităm la ce se întâmplă în lumea noastră, se amintea ieri 73 de milioane de avorturi la nivelul lumii noastre într-un an. Dacă facem un calcul simplu, în aproximativ 13 ani, este vorba de 1 miliard. Nu mergem pe ideea aceasta pe care foarte bine a subliniat-o Cristian, și anume că cei care au prezentat sau atacat această lege, au atacat-o din punct de vedere ideologic, și anume ce se întâmplă cu sufletul acestor copii. Bineînțeles că ar trebui să citească mai mult în Biblie și să vadă ce este sufletul, ce înseamnă într-adevăr suflet din perspectiva Bibliei, și anume sufletul înseamnă o ființă vie. Așa a creat Dumnezeu la început și astfel au devenit un suflet viu. Nu are un suflet, ci este un suflet viu. Însă subiectul va rămâne sensibil și de acum înainte. Ce am putea să încurajăm pe cei care doresc să urmeze sfaturile Bibliei, să aibă o morală creștină, autentică, biblică și să-L urmeze pe Dumnezeu, este acela de a nu uita că viața nu este în mâinile lor, ci viața este în mâna lui Dumnezeu. Așadar, în Spania, liderii principalelor religii atacă împreună, au înțeles, legile avortului și eutanasiei. Sunt aceștia o voce destul de puternică, știu eu, ca să reușească să facă lucrul acesta, să obțină... Nu știu dacă în momentul acesta ei sunt o voce puternică, pentru că, vedeți, putem să tragem o concluzie. Bisericile, în ansamblul lor, au fost uneori favorizate de anumite legi, deși nu erau legi foarte bune, dar pentru că au fost favorizate, au trecut, au tăcut. Atunci când taci într-o anumită conjunctură, dar ridici glasul într-o altă conjunctură, nu te aștepta să fii ascultat doar atunci. Ar trebui ca bisericile să urmeze direcția pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru viață și scopul spiritual și partea morală să urmeze întotdeauna, nu doar conjunctural. Pentru că iată, ajungi într-o situație în care vrei să-ți fie auzit glasul și nu-ți va fi auzit. Mergem mai departe, introducem următorul subiect, după care revenim aici și comentăm. Mai mult de jumătate dintre români spun că religia are un rol puternic în viața lor de zi cu zi. Este o credință pe care o regăsim în întreaga zonă a Balcanilor. Grecia este însă țara care conduce clasamentul realizat de Pew Research, cu 55% din populația care consideră că religia este importantă. În vestul Europei, Portugalia și Irlanda, sunt sondajele cele mai religioase, cu 36%, respectiv 23% din populația care declară că religia este importantă. Cele mai mici procente la nivel european sunt în Estonia, Cehia și Danemarca. Toate trei sub 10%. Comentăm aceste date cu pastorul Lucian Floricel. Este surprinzător că blocul țărilor vestice au majoritatea un procent scăzut de 5-15% din populația religioasă, cum vi se pare pe de-o parte. Pe de altă parte, avem acum pe ecran chiar acest grafic. Da, este un tablou întreg. Între țările de jos cu cel mai mic procent, să nu uităm și Elveția, doar am comentat un material zilele trecute cu privire la ce se întâmplă în Elveția. Despre Cehia se știe, aș putea să spun că Cehia ar fi trebuit să fie o entitate separată, pentru că este undeva la 4%. Aceasta înseamnă că iese din acest 5-10%. Este un mers al creștinismului în zona aceasta europeană.
Noi ne putem lăuda zona aceasta balcanică, iată Grecia 55, România undeva în jur de 50%, dar dacă ar trebui să corelăm datele acestea, pentru că așa se face întotdeauna într-o cercetare sociologică, dacă am corelat datele acestea cu datele de acum 10 ani, am fi speriați de declinul creștinismului în zona europeană. Pentru că, iată, avem țări ca Germania, se încadrează acum la 11-15%, dar acum 10 ani era undeva la 40 și aproape 50%. Declinul acesta este uimitor. Cum explicați acest declin? Care sunt explicațiile? Este un complex de factori. În primul rând, bisericile au permis ca progresismul politic să pătrundă în interiorul lor și l-au acceptat. Au abandonat foarte multe din valorile tradiționale ale creștinismului și mulți dintre cei care nu s-au mai regăsit în contextul acesta de amestec ciudat de progresism și religie au abandonat creștinismul, au abandonat religia și, din păcate, chiar și în Germania, germani jet by jet au trecut la alte religii, unele dintre ele orientale, gen Baha'u'llah, New Age, sau chiar la islamism. Asta ne spune că dacă vrem să stopăm acest declin al creștinismului, există o singură modalitate și anume reîntoarcerea la valorile morale tradiționale ale creștinismului, așa cum se regăsesc în Biblie. Un alt context... Să înțelegem că țările care se află în top respectă, să spunem exact, această regulă de care aminteați, sunt încă foarte aproape de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, vorbim de Grecia, Bosnia, România, vorbim de Croația, Moldova, sunt primele țări în topul acesta. Nu aș putea să spun că ele sunt atât de aproape de mesajul biblic, însă este un mesaj puțin mai conservator. Mulți dintre cei care sunt în această zonă probabil că n-au citit niciodată Biblia, pentru că în bisericile răsăritene nu se încurajează studierea Bibliei. În schimb, mesajul tradițional a rămas un mesaj conservator și de multe ori este pus în tensiune, în conflict cu lumea occidentală și lucrul acesta a păstrat ceva mai mult hai să-i spunem chiar o aparență de religiozitate la mulți dintre cei care locuiesc în această zonă. Însă se observă declinul și declinul, aș putea să spun că este chiar mai abrupt decât în celelalte țări, pentru că dacă în celelalte țări a fost un declin pe zeci de ani, poate mai bine de 100 de ani, pornind de la filozofiile marilor filozofi occidentali, în lumea răsăriteană este un declin care este perceput în ultimii 30 de ani. Mergem mai departe și vă invit să urmărim un grupaj de știri din lumea religioasă prezentat de Alberto Asofi, după care revenim aici și comentăm. Finalizăm o nouă săptămână cu știri relevante din lumea religioasă. Un musulman pakistanez a aruncat acid asupra unei tinere creștine. Incidentul a avut loc în contextul în care fata în vârstă de 19 ani a refuzat să aibă o relație cu acesta și implicit să se convertească la islam, declară Morning Star News. În urma atacului, victima a suferit arsuri pe aproximativ 20% din corp. Acest tip de agresiune nu are un caracter izolat în Pakistan și este adesea folosit ca o formă de răzbunare la adresa femeilor care resping cererile în căsătorie sau alte avansuri. Numele regelui David a fost descoperit pe o piatră din secolul IX înainte de Hristos. O placă de piatră bazaltică veche de 2900 de ani conține o însemnare ce face referire la regele David. Descoperirea sprijină premiza că acesta este o figură istorică reală. Înscrisul relatează victoriile regelui Meșa al Moabului, prin urmare, aceasta ar putea face referire la evenimentele din Cartea 2 Împărați, capitolul 3, unde Moabul intră în război împotriva lui Israel și Iuda. În urma acestor descoperiri, cercetătorii afirmă adevărul biblic privind existența lui David.
În Ucraina, 500 de biserici și situri religioase au fost atacate de armata rusă de la începutul invaziei, potrivit Institutului pentru Libertate Religioasă din Kiev. Maxim Vasin, directorul executiv al institutului, declară că distrugerea siturilor religioase este adesea intenționată și are loc în tandem cu atacurile asupra credincioșilor și pastorilor civili. Instituția are ca scop strângerea de dovezi privind crimele de război ale Rusiei împotriva comunităților religioase ucrainiene. Un preot rus a fost sancționat după ce s-a rugat pentru pace. În Rusia, preotul ortodox Ioan Coval ar putea să nu mai slujească în cadrul bisericii, deoarece în loc să se roage pentru victorie împotriva Ucrainei, i-a cerut lui Dumnezeu pace. Patriarhia Moscovei nu a apreciat gestul, mai mult Kiril însuși i-a cerut să renunțe la preoție. Episodul are loc după ce preotul Coval a modificat o rugăciune care este parte obligatorie a liturghiei Bisericii Ortodoxe Ruse. În loc să citească cuvintele "Ridică-te, o Doamne, ca să ajuți poporul tău și să ne dai biruință prin puterea ta", Coval a spus "Ridică-te, o Doamne, ca să ajuți poporul tău și să ne dai pace prin puterea ta". Preotul Coval este suspendat din serviciul religios până la finalizarea examinării cazului său de către Comisia de Disciplină din cadrul Consiliului Eparhial din Moscova. Revenind în Ucraina, Victor Shimko, un specialist IT, a scris un program pentru serviciul Google Assistant, astfel acesta poate citi cu voce tare Biblia în traducerea ucraineană a lui Ivan Ohienko. 3 săptămâni au fost necesare serviciului Google Assistant să internalizeze comenzile, iar acum această nouă opțiune este disponibilă sub numele Talk to Ukrainian Bible, vorbește cu Biblia ucraineană. Google Assistant oferă posibilitatea de a asculta zilnic o secțiune din Noul Testament, iar utilizatorii pot alege ca pasajele din Scriptură să fie citite fie de o voce masculină, fie de una feminină. Cercetează tot, păstrează ce este bun. Extragem din grupajul de știri raportul care arată că 500 de biserici și situri religioase ucrainene au fost avariate de armata rusă. Dintre acestea, 75 de biserici sunt penticostale, 49 de biserici sunt baptiste, 24 de biserici aparțin Bisericii Adventiste de ziua 7-a și alte 22 de biserici aparțin de bisericile evanghelice. În total, 170 de biserici protestante, care este situația Bisericii Ortodoxe, vă spun chiar acum împreună cu pastorul Lucian Floricel. Așadar, iată, am ascultat un grupaj de știri și aș vrea să ne uităm puțin pe știrea aceasta, care este tristă. În cadrul creștinilor Bisericilor Ortodoxe avem 143 de clădiri avariate care aparțin Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, aflată de mult timp la Patriarhia Moscovei a Bisericii Ortodoxe Ruse, în timp ce 34 de clădiri aparțin celei mai noi și mai mici Biserici Ortodoxe Independente, Biserica Ucraineană. În numărul este de 300 de biserici avariate de bombardamente și 75 distruse. Cam aceasta este situația. Dacă le punem cap la cap, avem numărul de 500 de biserici. Da, într-un an de zile. Unele dintre ele nu au fost distruse în mod intenționat, ci pur și simplu în orașele care sunt asediate, bombardamentele au fost pur și simplu la întâmplare. Au ras cam tot. Spitale, clădiri publice, biserici. Nici nu ne puteam aștepta ca în războiul acesta, atunci când urmăresc țintele, să spună acolo este o biserică, nu trebuie să o bombardăm. Mai ales că bombardamentele sunt de multe ori fără o țintă precisă, iar multe dintre tunurile care sunt folosite, gurile de foc, așa cum li se mai spune, fac parte dintr-un arsenal vechi al Rusiei, un arsenal care nu a excelat prin precizie. Așa că multe dintre ele sunt distruse pur și simplu la întâmplare. Este adevărat că o parte dintre biserici, în mod special bisericile protestante, sunt distruse în mod metodic. Întrucât știm și din ocaziile trecute, pastorii au fost arestați, credincioșii au fost persecutați, unii dintre ei arestați sau transferați în Rusia, unii dintre ei expulzați. Iar procentul este foarte mic la nivelul țării de protestanți. La nivelul țării, sigur că da, este destul de mic, dar dacă ne uităm la procentul din cele 500 de biserici distruse, 170. Asta înseamnă cam o treime
reprezintă destul de mult. Încotro vom vedea. Vom fi întotdeauna în conexiune cu știrile care vin din Ucraina. Am avut și alte știri în grupajul de știri, cum ce-ați remarcat, cum se vede lumea religioasă. Da, două știri aș remarca în mod special. Toate sunt interesante, însă două atrag atenția. Este vorba de posibila caterisire a preotului care s-a rugat pentru pace și este atât de ciudat ca un om să fie scos din slujirea pastorală pentru că se roagă pentru pace. Da, îl înțelegem în contextul acesta al războiului în care politica, pentru că nu mai pot numi altfel, politica Bisericii Ortodoxe Ruse este de a încuraja războiul și de a se ruga pentru victorie. O a doua știre care a atras atenția este știrea cu descoperirea acelui înscris pe o veche piatră, înscrisul numelui lui David, ceea ce îndepărtează încă o dată acea abordare a celor care critică Biblia și care spun că este o carte mitologică, nu este o carte reală, și anume faptul că David a fost un personaj real. Astfel, arheologia, nu este doar cazul acesta, dar de fiecare dată arheologia scoate în evidență autenticitatea faptelor descrise în Biblie și ne oferă acea încredere, acea pârghie prin care să nu mai existe nicio îndoială cu privire la faptul că Biblia este o carte autentică. Și dacă este autentică în atâtea situații și iată, pe măsură ce anii trec și descoperirile arheologice tot se înmulțesc, tot mai multe pasaje din Sfânta Scriptură se dovedesc ca fi autentice și încă un lucru foarte important, ca fiind în timpul în care au fost declarate ca fiind. Pentru că de multe ori se spune că cea mai mare parte a Vechiului Testament a fost scrisă în vremea Macabeilor, regilor Macabei, deci undeva în jurul anilor 150-165 înainte de Hristos și că de fapt evenimentele sunt evenimente apropiate de timpul nostru, dar sunt descrise ca fiind într-un trecut îndepărtat. Iată că descoperirile arheologice ne spun că Biblia este autentică. Autentică. Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!